Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Când s-au împlinit zilele curățirii lor după legea lui Moise, părinții lui l-au adus pe Iisus la Ierusalim ca să-l înfățișeze Domnului, precum este scris în legea Domnului: orice întâi născut de parte bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul. Și ca să aducă jertfă pentru, precum se spune în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată, era un om în Ierusalim numit Simeon, și omul acela era drept și evlavios, care aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Lui se descoperise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Hristosul Domnului. Și împins de Duhul a venit în templu, iar când părinții l-au adus pe copilul Iisus ca să împlinească obiceiul legii cu privire la el, l-a luat în brațe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum eliberează-l pe slujitorul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și slava poporului tău Israel. Iar tatăl și mama lui Iisus se mirau de cele ce se ziceau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis către Maria, mama lui: iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn de împotrivire. Chiar și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi. Cuvântul Domnului. Ei, cum trebuie Sfântul Evanghelie să înserte nouă păcatele noastre. Lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, este foarte ușor a spune că îl iubim pe Dumnezeu. Foarte simplu. Și persoane consacrate, și preoți, și credincioși laici, toți putem spune că îl iubim pe Dumnezeu și ne este foarte ușor să facem să spunem lucrul acesta. Ce înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu? Ne învață Sfântul Ioan în prima lectură pe care am ascultat-o astăzi. Dacă îi păzim poruncile, înseamnă că îl iubim pe Dumnezeu și adevărul este în noi. Cine nu păzește poruncile lui Dumnezeu, nu-L iubește pe Dumnezeu, nu L-a întâlnit pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu schimbă omul pe care îl întâlnește sau care se lasă întâlnit de el. Iubiți credincioși, scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan este ca un itinerar așa de credință și vă recomand să o citiți în întregime. Am ascultat săptămâna aceasta din ea. Când vorbim despre porunci, nu este întotdeauna ușor să primim în inima noastră ceea ce se spune, pentru că de multe ori acestea spun să nu faci anumite lucruri sau să faci contrar voinței tale. Dar cel care l-a primit pe Iisus are voința lui Iisus, are inima lui Iisus, are gândirea lui Iisus sau măcar își dorește acest lucru. Sărbătoarea Crăciunului este și o sărbătoare în care noi ne amintim că, așa cum spunea Episcopul Cornel, în noaptea de Crăciun, acolo unde este Iisus, acolo este paradisul. Ieslea din Betleem a fost un paradis, pentru că acolo a venit Iisus. În inima noastră, dacă lăsăm pe Iisus să vină, înseamnă că este un mic paradis. Pentru că acolo unde este Dumnezeu, acolo este paradisul. Cuvinte frumoase pe care, dacă le interiorizăm, ne ajută cu adevărat să înțelegem cât de mult a iubit Dumnezeu lumea și cât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi. Întâlnirea cu Iisus este întâlnirea care poate schimba viața și care
schimbă viața omului, dacă omul se lasă pătruns de iubirea Mântuitorului. În Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi, ne putem imagina templul și acolo un bătrân care a fost trimis de Dumnezeu prin Duhul Sfânt să-L întâlnească pe Mesia. Și abia după ce l-a văzut pe Mesia, spune: acum slobozește-L pe robul Tău, Doamne, acum eliberează-mă, nu mai vreau să mai văd nimic pentru că mi este suficient. El este lumină spre luminarea neamurilor. Iisus este lumina noastră. Iisus este lumina lumii. Iisus este Cel care trebuie să lumineze gândurile, cuvintele și faptele noastre pentru ca să fie făcute conform voinței Sale. Să nu ne mulțumim a spune că îl iubim pe Iisus, ci să acționăm conform iubirii, să acționăm conform lui Iisus. Aceasta este adevărata iubire. Nu o iubire care se vorbește, ci o iubire care se trăiește cu adevărat. Acum slobozește-L pe slujitorul Tău, Stăpâne. De fapt, am putea spune fiecare dintre noi că odată ce L-am întâlnit pe Iisus, anii nu mai sunt atât de importanți, zilele, orele nu mai sunt atât de importante, pentru că trăim în această dimensiune a veșniciei, pentru că în veșnicie este Dumnezeu. Dacă L-am întâlnit pe Dumnezeu, deja pregustăm veșnicia. Doar atunci puteam spune: Doamne, facă-se voia Ta, când am întâlnit pe Iisus. Pentru că altfel ne este frică de totul. Ne este frică de oameni, ne este frică de cum va fi vremea, ne este frică dacă ne vom îmbolnăvi sau vom fi sănătoși, ne este frică de toate lucrurile acestea. Pe când, dacă trăim cu Iisus, le ducem pe acestea împreună cu El. Fie că este sănătate, fie că este boală, fie că sunt 100 de ani de viață, fie că sunt 40 sau 50 sau 70, știm că suntem cu Iisus și atunci primim curaj să cerem lui Iisus harul de a-L iubi și a manifesta asta în viața noastră și prin viața noastră. Lăudați să fie Iisus Hristos!